Vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură în această zi. Acum se spune ca și predicator că trebuie să-ți câștigi auditoriu. Și ca să-ți câștigi auditoriu trebuie să-i lauzi, trebuie să le zici că-s frumoși, trebuie să le zici ce bine că v-ați trezit de dimineață, vă apreciez că ați venit la biserică și... Acum mai există și o altă formulă de a-ți câștiga auditoriu. Atunci când oamenii înțeleg importanța Bibliei și a Cuvântului Sfânt. În fața unei teme atât de importante, conectați cu cerul, vreau să vă întreb câți dintre voi aveți Bibliile cu voi la biserică, să ridicați o mână sus. Pentru că una din primele conectări cu cerul e atunci când iubești Biblia. Când nu, trebuie să fii convins sau cel puțin să crezi că nu ești conectat. Vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură care se găsește la Marcu, capitolul 10, și anume versetul 46. Un cuvânt al Domnului pe care îl cunoașteți despre un om care a reușit la un moment dat să se conecteze cu cerul, cu cel care a fost trimis din împărăția lui Dumnezeu. Marcu, capitolul 10, cu versetul 46, Biblia spune așa. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga. Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii, i-a răspuns orbul, să încapăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locul. Dragii mei, cântarea care tocmai s-a cântat m-a ajutat să îmi fac introducerea la predică. Dar vreau să încep prin a vă spune că sunt bucuros să fiu împreună cu voi în ziua de astăzi și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această frumoasă oportunitate și fraților pentru invitația făcută. Totodată, ceea ce vreau să vă rog e să activați sinceritatea voastră. Orice predică ascultată fără sinceritatea activată e doar informație și atât. În schimb, atunci când asculți un cuvânt al lui Dumnezeu și activezi sinceritatea și te gândești, bă, ăsta e pentru mine, Dumnezeu cu siguranță poate să-ți vorbească. Mai fac o afirmație, sunt penticostal din la butuc și așa vreau să mor. Și când mă refer aici la penticostal, nu mă refer neapărat la, vezi, Doamne, nu mai iubim pe alți oameni din alte culte, și mă refer la modul de trăire. Viața mea e destul de energică din multe puncte de vedere și din punct de vedere al trăirii și al simțirii pe Dumnezeu vreau să fie la fel. Dar trebuie să recunoaștem faptul și o să vedeți asta și vă rog, nu mă judecați în timpul predicii, trageți doar o linie la final. Trebuie să admitem faptul că trăim într-o generație foarte letargică, anemică, total pe alocuri, total deconectată de Dumnezeu și de cer. O generație care vorbim despre Dumnezeu, o generație care vorbim despre puterea lui Dumnezeu, despre măreția lui Dumnezeu, dar care nu mai avem parte de acea prezență profundă, perfectă, care să producă entuziasmul ăla și să dovedească că noi suntem de-a dreptul conectați cu Dumnezeu și cu cerul. Eram odată în avion cu Manu Negrea, mergeam în Italia și cu o jumătate de oră înainte să aterizăm, s-au pornit niște turbulențe puternice. Până într-acolo că stewardezele au început să-și facă cruce.
mai cădea câte un bagaj de sus, că s-au deschis, locul ăla unde se puneau bagajele. Și la un moment dat Manu a zis, ăsta e modul prielnic, cu alte cuvinte, să o conectez pe doamna de lângă mine cu cerul. Eu eram la culoar, Manu la mijloc și o doamnă la geam. Și a început Manu, noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Noi credem, stați liniștiți că nu e nicio problemă, a tremurat și Manu lângă mine genuma. Stați liniștiți că o să fie bine. Bă, și la un moment dat nu mai văd că schimbă numere de telefon. Vă chem la biserică. O să vedeți, noi suntem cu Dumnezeu. Să uitam și zicea, bă, mai țin turbulențele astea. Se întorcea înapoi, Domnul-i mare, Domnul-i bun. Și o să, la final, la un moment dat, ori ținut turbulențele mult și la aterizare a fost dezastru. La un moment dat eu am crezut că ne aruncă de pe pistă, că așa făcea avion înainte să atingă pământul. Soția lui Manu ne sună, zice, am văzut la știri că un avion în Italia a aterizat foarte greu. Bă, noi am fost ăia. Manu se tot lăuda la toți de acolo, zice, cu alte cuvinte, mă permiteți-mi parafrazarea, am conectat-o cu cerul, vine la biserică. Eu zic, Manu, vezi de treabă, n-are curent. Ascultă-mă, n-are curent. Tu i-ai arătat numai că are un cablu, permiteți-mi din nou parafrazarea, că există o priză unde trebuie să conectezi cablu. Gândiți-vă la ce vă spun acum la următoarea imagine. Iei un bec cu un fir, care la capăt are un ștecher, care trebuie să-l bagi în priză ca să-l conectezi la curent, ca acel bec să se aprindă. Permiteți-mi din nou să intru mai profund și să vă spun că generația noastră are și becul, are și cablu, are și ștecherul, știe și unde-i priza, uneori le mai și conectăm, numai nu se mai aprinde becul. I-a zis, Manu, tu ai conectat, cum ai conectat? Nu s-aprinde becul, stai liniștit, n-are curent. Am ajuns la un moment dat acolo și se tot lăuda, zice, am un snop aici, o să vedeți, de seară vine doamna la biserică. O sunat-o de vreo 20 de ori. După 20 de ori, doamna se enervează și zice, bă, ce mă tot caut, ce mă tot sune, îl blochează. Ți-am zis că n-are curent. Pentru că, ascultați-mă bine, din păcate, generația noastră are becul, are firul, are cablu, are ștecherul, are priza. Deseori nu se mai aprinde. Și ne bucurăm doar că avem lampa, ne bucurăm doar că avem sursa și nu mai luptăm și să avem produsul final în care să se poată vedea cu adevărat lumina lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul pe care noi îl avem e un Dumnezeu puternic. Ascultați-mă, asta nu e expresie pentecostală sau pastorală. E ceea ce eu cred din toată inima mea. E un Dumnezeu puternic care vrea să-și manifeste puterea într-un mod absolut între noi, oamenii din generația asta. Ne uităm la biserica primară, o biserică conectată la cerul lui Dumnezeu. Ne uităm în Fapte 2 și spunem, bă, acolo a fost prezența lui Dumnezeu. A fost coborârea lui Dumnezeu, conectarea cu cerul și cu Dumnezeu. Și rămânem doar la o predică frumoasă, rămânem doar la o poveste frumoasă, rămânem doar la o experiență a cuiva frumoasă și atât. Când de fapt între noi, în generația asta, în momentul în care oamenii se conectează de adevăratele cu cerul, oamenii au ce povesti, oamenii au ce spune, trăirea omului, a unui om conectat cu cerul, e o vibrație permanentă în inima lui, în ce face el, în trăirea lui, în sentimentele lui. Permiteți-mi și vă rog, nu vă supărați pe mine. E doar o părere personală pe alocuri, că la un moment dat suntem exact cum s-o cântat în Valea Oaselor Uscate. Ezechiel, vino să-ți arăt ceva. Și acolo sunt câteva particularități formidabile. Vino să-ți arăt ceva, Ezechiel. Îl ia Domnul că dacă nu l-ar fi dus în Valea Oaselor Uscate, Ezechiel n-ar fi crezut. Zici că ar fi fost din România, că nici noi deseori nu credem. Ne spun oamenii, bă, vezi că voi nu sunteți conectați cu cerul. Bă, e numai formă, bă, e numai poveste. Bă, nu-i prezența perfectă a lui Dumnezeu care să schimbe, să transforme. A, intră cineva între noi. Și zice Biblia, când intră cineva între noi, aici, dacă noi am fi conectați 100% cu Dumnezeu și cu cerul, prezența care s-ar crea, omul ăla ar pica prăbușit și s-ar pocăi. Vin, pleacă mai rău cum or venit. Ne ascunde, frate, că așa e la... Nu, că nu e chiar așa, ăla e pe rău, noi nu suntem chiar așa. Nu, ascultați-mă bine. Prezența lui Dumnezeu profundă, conectarea. Când bași ștecherul în priză și dacă este curent și becul e bun, se aprinde indiscutabil. De nu se aprinde, e grav. O, cât sunt cu siguranțele arse. Pentru că, dragii mei, în Valea Oaselor Uscate le ia Domnul pe Ezechiel și îl duce acolo. Și ascultați, îl plimbă de jur împrejurul văii.
Dacă nu-l plimba de jur împrejurul văi, zicea, a, că tot e unul pe acolo, pe-n colț, care e mai viu. Îl plimbă de jur împrejurul văi și la un moment dat, domnul, ce vezi? Ia fă o tură, ia plimbă-te. Și zice Ezechiel, și iată că toate erau uscate de tot. Ia mai fă o tură, Ezechiel. Bă, mai făcut o tură, ia găsești ceva viu pe aici, nu. Bă, găsești ceva cu viață, nu. Bă, unul care să aibă un pic de vlag. Nu, toate sunt uscate de tot. Și apoi domnul îi dă nucleara. Asta e toată casa lui Israel. Uite-i. N-are cum că am cântat eu aseară cu ei. Ei fi cântat cu ei, dar uite așa arată ei de fapt. Păi nu că o fost la biserică, toți. Bă, o fi fost la biserică, nu spun că n-o fost. Dar uite, asta e toată casa lui Israel. Ăștia-s. Pentru că, dragii mei, cred că suntem în punctul extrem de important în care trebuie să începem să recunoaștem. Deseori suntem foarte deconectați de Dumnezeu și de cer. Generația voastră, o generație care va fi supusă multor provocări. Generația noastră, sunt foarte tânăr, să știți, dacă îmi vine al patrulea prunc azi mâine, sunt foarte tânăr. Mă gândesc la mine, la generația voastră, la generația noastră, care va trebui să înfruntăm foarte multe provocări, cu care poate cei dinaintea noastră nu s-au confruntat la intensitatea asta. Iar fără o conectare profundă cu cerul, pierdem bătălie după bătălie și vom deveni specialiști în scuze, în explicații, că așa a fost, că știți, deseori m-am întrebat, vinea câte cineva la biserică, intra în biserică și pleca. Mergeam acasă ca slujitor, ca păstor, prăbușit. Bă, era o slujbă foarte extraordinară, ziceam noi. Prăbușit în interiorul meu. Mă așteptam ca omul ăla să vină să spună ce am simțit, aici n-am mai simțit niciunde. Bă, aici vin eu, aici rămân, aici mor, aici mă botez, aici fac. Da, de un pleca relaxat, n-am ce drag, mă fă la pocăiți. Mă fă fain. Dar unde e conectarea aia perfectă cu Dumnezeu, ascultați-mă bine, se întâmplă ceva. Nu există o conectare cu Dumnezeu ca acea viață să nu trăiască momente formidabile. Dacă vă faceți o socoteală în ziua de astăzi, dacă nu mai trăiți momentele alea excepționale, momentele alea de entuziasm divin, momentele alea de înălțătoare, înseamnă că sunteți deconectați. E simplu. Nu există o conectare din aia așa din aia low cost. Bă, eu mă conectez un pic mai jos numai. Eu sunt mai pe frecvență redusă. Nu există asta. Cu becul, ori s-aprinde, ori nu s-aprinde. Ori ești conectat, ori nu ești conectat. E simplu. Da, știu, e greu să recunoaștem. Știu, e greu să spunem, bă, avem o problemă. E greu să zicem, bă, viața mea e deconectată, trebuie să-mi fac un pic socotelele. Da, știu, e greu, asta e foarte greu. Pocăința începe din a renunța la eu tău. Pocăința începe din a renunța că ești bun. Pocăința începe cu recunoașterea că ai nevoie de Dumnezeu. Pocăința începe cu recunoașterea că tu nu poți singur, că Dumnezeu trebuie să fie totul. Dar asta e cel mai greu punct în viața unui om, să recunoască că el nu poate singur, să recunoască că îi trebuie pe cineva divin să rămână lângă el. Da, e punctul extrem de fierbinte pe care mulți îl dau deoparte. Pentru că, oameni buni, ascultați-mă bine, când cineva se conectează cu cerul și cu Dumnezeu, se întâmplă lucruri care pot fi povestite, viața acelui om poate fi povestită. Ei de multe ori luați pixul și foaia, fiți voi sinceri, faceți-vă un test simplu, luați pixul și foaia și scrieți 10 pagini despre măreția lui Dumnezeu și o să vedeți că în 2 pagini jumate o să vă simțiți buni că ați ajuns la 2 pagini jumate. Bă, am scris 2 col ministeriale. Bă, nu e atât Dumnezeu să-l bagi doar în 2 col ministeriale, înseamnă că ești super deconectat, vorbești doar din amintiri, doar din ce ai auzit pe aici pe acolo, doar din spicuiri. Oh, dar când îl simți pe Dumnezeu în interiorul vieții tale, când începe Dumnezeu să-și manifeste puterea, când ești conectat cu cerul și cu splendoarea lui Dumnezeu, pe acolo viața vibrează, clasa din care tu faci parte simte că are un pocăit sau o pocăită, strada, blocul, prietenii tăi, anturajul, autobuzul cu care mergi, simte că e cineva care e însoțit de o putere specială. Mie mi-e dor de oamenii ăștia, îmi doresc momentele astea. Mă tot rog lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mai prind în România momente în care să se vadă pe metru pătrat că Tu ești Dumnezeul mare, că mai ai oameni conectați cu Tine și cu împărăția Ta. Dragii mei, suntem în generația super letarcică, merem așa la suprafață, bă, tași că-i bine. Lasă-l mă că mai vine la biserică. Serios? Am ajuns să ne bucurăm doar pentru faptul că vă vedem în biserică. Și atât, îi la biserică.
că e total deconectat de slujbă, că e total deconectat de Dumnezeu. Oameni buni, ascultați-mă, trebuie să ajungem la momentul ăla în care să vibreze noi conexia cu Dumnezeu. Ce trebuie să faci pentru asta? Bartimeu, un nenorocit de om, un amărât, un vai de capul lui, l-a lăsat Dumnezeu în Scriptură să ne dea o lecție de conexie perfectă. Și ascultați ce trebuie să facă viața unui om în primul rând, ca să se poată conecta cu cer. Conectarea cu cer nu e doar așa o discuție, ca și Manu cu doamna din avion. Oh, da, domnule mare, domnule bun, vezi de treabă. Aia doar i-ai dat, i-ai arătat unde e priza, i-ai arătat că are nevoie de un ștecher. E primul pas, dar nu e... În momentul în care un om vrea să se conecteze cu Dumnezeu, este un proces, ascultați-mă, care și după ce te-ai conectat, becul ăla să rămână aprins, să-l ții în priză. Nu poți să-l scoți niciodată, că se stinge. Oamenii uneori se conectează și după aia, la un moment dat, când se plictisesc, se deconectează și îi spun că sunt conectați. Dar nu, becul ăla se stinge. Când nu mai vibrezi pentru Dumnezeu, când nu mai cânți din toată inima, când nu mai te înroși cu lacrimi, când nu mai pui inimă în lucrarea lui Dumnezeu, când nu se mai vede în jurul tău 24 din 24 că tu ești copilul lui Dumnezeu, înseamnă că te-ai deconectat. Rămâne doar o formă de evlavie. Biblia tratează și asta. E doar o formă de evlavie care, de fapt, tăgăduiește puterea lui Dumnezeu. Bartimeu, la un moment dat, spune așa: am șansa să mă conectez cu cerul și cu Hristos. Și ascultați-mă, tinerii care vreți să vă conectați cu cerul și care vreți să vibreze în voi măreția și prezența lui Dumnezeu, trebuie să învățăm de la Bartimeu în primul rând următorul aspect. Viața unui om trebuie să strige. Ascultați-mă, știți ce a făcut Bartimeu acolo pe drumul din cetate? Trecea Domnul cu tot alaiul și ascultați, Bartimeu începe să strige. Acum, imaginați-vă momentul că Domnul, când a venit și înconjurat de ucenici, ăia nu erau așa pe silent, ăia erau gălăgioși din fire, evreii gălăgioși din fire. La un moment dat, când a venit Domnul și cu toată echipa care îl înconjura și cu ucenicii și cu tot alaiul și cu toți oamenii care îl îmbulzeau, din toată mulțimea aia gălăgioasă se aude glasul lui Bartimeu. Și începe Bartimeu să strige: Iisuse! Și Bartimeu strigă, aparent avea zis, nu-l aude, mă, că ăștia fac gălăgie lângă el. Ăștia aveau întrebări, unii cu notițe: Iisuse, cum facem cu aia, care e mai mare, care e mai mic, cum merem, care galaxiile străbatem, ce mai fac băia curioși din calea afară. Dintr-o dată se aude un glas, iasă în relief un glas. Iisuse, a fost primul pas spre conexia cu Iisus Hristos. Pentru că oamenii sunt deconectați astăzi, pentru că nu mai au curajul să mai iese în relief. Pentru că nu mai au curajul să mai iese în relief, pentru că nu mai au curajul să strige cu viața lor. Uitați-vă voi, la voi în clasă, știți care e marea luptă? Să fii decentă, să fii bine, să fii decentă, dar nici să nu ieși în relief. Să fii cât de cât ca și ceilalți. Bă, să nu zic ăia că eu sunt de pe altă planetă. Să fiu cât de cât ca și ei. În momentul în care viața unui om nu mai striga Iisus și pentru Iisus și către Iisus, înseamnă că omul ăla e total deconectat și nici nu merge măcar spre conexie. Îi caută Dumnezeu pe tineri astăzi care au curajul să iasă în relief. Bă, vreau să fiu altfel. Vreau să mă vadă oamenii altfel. Nu-i problemă că fac notă discordantă în clasa mea. Nu-i problemă că fac notă discordantă în orașul meu. Nu-i problemă că arăt altfel ca și ceilalți. Dacă viața mea strigă Iisus, dacă viața mea strigă pentru Iisus și către Iisus, întotdeauna se vor găsi oameni care să facă asta și Dumnezeu pentru astfel de oameni va coborâ să-i conecteze cu cerul. Marea durere a generației noastre e că oamenii nu mai au curajul să fie altfel. Eu povesteam într-o zi acasă cu Andreea mea și am zis, bă, dacă ar fi după mine, eu le-aș pune pe toate surorile să aibă batic pe cap, așa cum poartă italiencele, știți? Șal din ăla, șal, pui frumos pe cap. Și Carina noastră avea vreo 8 ani și m-a auzit. Și am zis, bă, vin surorile în biserică, frumos, tragă la bătăt capul, nu mai tă, faci că e așa, că e așa, că e nu știu cu că, bă, ăla e frumos, toată lumea e la fel, elegant, toată lumea e la uniform, nu e nicio... Și eu povesteam la Andreea, bă, mi-ar plăcea să găsesc niște fete, să pot să fac cu ele schimbarea asta, uite, să le dea o lecție la toate celelalte, să ies ele un pic în relief. Bă, și nu-și le caut. Auzi, n-ai vrea să ieși un pic în relief? Nu, pe mine. N-ai vrea tu să fiu? Nu, pe mine. Păi, dar n-ai vrea tu să fii un pic altfel? Nu. Carina mea aude toată discuția. Eu plec duminică dimineața undeva la un botez, ajung după masa târziu, vin din birou direct la amvon, n-am mai ajuns pe acasă, nu mi-am văzut pe Andreea, pe copii, când intru în biserică, Carina mea cu din ăla și înfășurată.
Și eu mă uit la ea. Ea de mic a fost așa pe sistem. Și la un moment dat se uită la mine, eu mă uit la ea și mă uit așa șocat de la amvon. Eram la amvon. Și Carina îmi făcea semn. Și eu îi spun de la amvon, stai cu minte. Și ea tot era super bucuroasă. Vadă-te! Făcea mie semne. Fetele de la cor, cum era acolo cor, au început să o filmeze. Să o filmeze pe Carina. Și Carina făcea către ele. Uitați, eu mă duc în cer. Voi în iad. N-am găsit pe nimeni altcineva să aibă curajul să strige într-un fel frumos, să iese în relief. N-am găsit pe nimeni altcineva. Pentru că întotdeauna când ai puterea, curajul să fii altfel, ascultați-mă, viața ta să strige pentru Iisus și despre Iisus. Viața ta să facă notă discordantă, dacă vreți, în sensul bun al cuvântului, să fie altfel. În momentul ăla Dumnezeu te conectează cu cerul. De-aia nu mai sunt lacrimi, de-aia nu mai e bucurie, de-aia nu mai e prezență care să vibreze. Că nimeni n-are curajul să mai iasă în relief. Eram într-o biserică și am chemat-o pe fata păstorului. Și am zis, ascultă-mă, te rog tare mult. Vrei ca să dai o lecție oamenilor de aici și fata păstorului? Da. Ascultă-mă, trăiește așa, fii așa, fii așa. Chiar dacă ceilalți fac cu tare, tu fii cum trebuie, fii pe direcția bună. Oricum era o fată cu minte, ai curajul să fii altfel. Și a se uită la mine și a zis, și ce beneficii am? Îl vei vedea pe Dumnezeu conectându-se cu tine. Vei vedea prezența perfectă a lui Dumnezeu. Și a zice către mine, bine, accept provocarea. O fată, oricum era aia cu minte, dar a început mai tare. A început să arate așa extrem de mult entuziasm, să trăiască frumos, să fie, parcă era altfel, făcea notă discordantă ca ceilalți, era diferită și toată lumea a început să se încoloneze oarecum în spatele ei. Mă aflu din nou în biserica aia la stăruință și un frate proroc zice către mine, cine e fata aia de acolo din spate? Și eu n-am vrut să-i zic. O fată din biserică. O zis, ia zi să vină aici în față. Eu am trăit asta. Vine în față, la un moment dat zice, auzi, tu ești botezată cu Duhul Sfânt? Eu zic, da. Nu, stai aici lângă prietenele tale și te rogi pentru el. Nu pui mâna, nu faci nimic, numai te rogi. Uite acolo, la 2 metri distanță. Roagă-te din toată inima, roagă-te înaintea Dumnezeu, lasă-l pe Duhul Sfânt să mijlocească, numai te rogi. Nu, eu m-am dus printre ceilalți care stăruiau pe acolo și la un moment dat prorocul mă cheamă, vino repede, vino repede. Mă duc lângă ea. Și la un moment dat, Dumnezeu îi dădea tălmăcirea ce vorbea fata asta în alte limbi. Și ascultați, Doamne Iisuse, Tu-l vezi pe tata că e în birou cu două femei. Și dintr-o dată m-am uitat să văd unde e păstorul. Bă, nu-i. Te rog să-i dai lumină. Te rog să-i dai putere. Te rog să-i dai autoritate. Te rog, ajută-l să le încurajeze. Și la un moment dat a fost o bucată de pauză. Ea nu a văzut că suntem lângă ea. Se ruga fata asta cu mâinile ridicate, cu lacrimi pe față. Ea nu a simțit că suntem lângă noi. Era o rugăciune aprinsă. Și la un moment dat îmi spune mie prorocul, iată că se strigă rezolvarea. Și mă întreabă, unde e birou? Și zic, cum cobor scările? Prima ușă pe stânga. Păstorul, un om extraordinar, îmi povestea mie. O zis, Alin, am stat în birou vreo 20 de minute fără să am răspuns. Și-o zis una dintre femei așa, dacă nu-mi dați nici dumneavoastră răspuns, când eu mă duc acasă, mă omor. O intrat ăsta în birou și spune către ea, femeie, iată ce-ți vorbește Domnul și nu cumva să-ți pui capăt zilelor. Păstorul îmi povestea, mi-a zis, frate Alin, am stat 20 de minute fără să scot un sunet, să mă gândesc la ce răspuns să-i dau. Iar Dumnezeu din cer, care s-a putut folosi de o tânără care a avut curajul să iese în relief prin trăirea ei frumoasă, să strige cu viața, a putut Dumnezeu să se ocupe, să rezolve, să intervină. Unde sunt oamenii care să mai iese în relief? Unde sunt tinerii? Vă știți ce istorie frumoasă scrieți și cât de tare vă conectează Dumnezeu cu cerul când ieșiți în relief cu lucruri frumoase? Vă știți ce mult face ca să ai puterea să fii altfel, să fii diferit? Oh, dar în Babilon oamenii au rezistat și Dumnezeu a coborât lângă ei, conectându-i cu cerul și cu puterea lui Dumnezeu, datorită faptului că au avut curajul să strige cu viața. Noi suntem altcineva.
Iosif a avut puterea să reziste datorită faptului că a avut puterea să strige cu viața: eu sunt altceva. Oamenii lui Dumnezeu în momentele critice ale vieții au avut puterea să reziste pentru faptul că au avut putere, prin trăirea lor, să spună: bă, eu am un alt Dumnezeu, trebuie să-L slujesc, îl iubesc, trăiesc pentru El, viața mea strigă. Imaginați-vă pe Bartimeu ce tare o trebuie să strige de să-L audă în mulțimea aia ciudată: Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine. Și a început Bartimeu să strige și au venit ăștia: bă, taci, Iisuse, Fiul lui David. Și a început Bartimeu să strige: Iisuse, nu mă lăsa! Și strigătul ăsta al lui Bartimeu a făcut conexia perfectă între el și Iisus Hristos. Strigătul. În momentul în care omul nu mai are curajul să iasă în relief, să fie altfel, ascultați-mă bine, nu se produce conexiunea. Strigi astăzi cu viața, rămâne o conexiune și peste veacuri, peste ani, peste generații. Eu am avut în clasă, din clasele 1-4, am avut și colegi pocăiți, dar în clasele 1-4 am avut un coleg dezastru planetar. Ne-a terorizat ăsta, ne mușca pe toți, înjura pe toți, îi scuipa pe toți, era dezastru. Eu mi-am adus aminte de ce vă povestesc acum după ani de zile, în momentul în care eu aveam nevoie ca să văd dacă Dumnezeu mai e conectat cu mine. Și aveam nevoie de o flacără a credinței, de ceva care să mă stimuleze în rugăciune. Și mi-am adus aminte de ce vă povestesc acum. Păi am zburdat în rugăciune. Am zis: Doamne, Tu ești la fel de mare, știu că nu mă lași. O rămas conexiunea aia frumoasă. Și ascultați, la un moment dat, colegul ăsta meu îi mușca pe toți, în clasa 4 a rămas repetent, săracu. Noi ne-am dus mai departe, lui tot rămas. Și una din colegele mele, pentru că singurul moment de liniște a acestui copil era în pauza mare de la 10 fără 10 la 10 și 10, când noi mâncam, el n-avea ce să mănânce. Se punea în bancă, banca lui era zgâriată, era scrisă, că el săracul de stresul ăla, de umilința aia, că el nu avea, el de-aia avea și un comportament săracul cum l-avea, datorită situației și de acasă, și stresul ăla, era toată banca zgâriată. Eu am făcut parte dintr-o clasă cu 30 și vreo 2 de elevi. Acum, dacă 15-16, deja sunt cam mulți. Vă imagine, nu erau clase mari. Acum vă imaginați că eu n-am făcut parte din generația în care să te duci cu pachet la școală cu biscuiți cu Oreo și cornuri 7 Days. Eu eram cu sandwich-uri din alea, cu salam, cu parizel, cu ăia care erau pe lux, erau cu șnițel. Imaginați-vă că în pauza mare, când 32 de copii deschideau suplimentele de acasă, ce mirosea în clasă. Și de nu ți era foame, te lua foame. Ăsta se punea în bancă și zgârea banca. Zgârea, bă, îl vedeam și acum, punea capul pe bancă, zgârea banca, n-avea niciun pic de... Și într-una din zile colega mea îmi spune: Alin, noi trebuie să strigăm despre Iisus. Noi trebuie să ieșim în relief. Cum, Andrada? Noi trebuie să îi aducem câte un sandwich la Cătălin, la colegul nostru. Și cum ai vrea să facem? Într-o zi aduc eu, într-o zi aduci tu, într-o zi aduc eu, într-o zi aduci tu. Primul meu gând a fost: dar ce o să zică colegii? Bă, vă dați pe lângă el să nu vă mai muște, vă dați pe lângă el să nu vă mai scuipe, vă dați... Asta a fost primul meu gând. Am zis: bă, parcă așa a fost o conexie și cu colega mea și cu Dumnezeu. Bă, noi trebuie să facem asta. Viața noastră trebuie să strige Iisus. Noi trebuie să fim diferiți. Am dus acasă la mami și am zis: mami, într-o zi îmi pui 2 sandwich-uri, într-o zi un sandwich, într-o zi 2, într-o zi 1. Andrada ținea întotdeauna numărătoarea. Azi e rândul meu, mâine e a tău și tot așa. Într-o zi vine colega mea și îmi spune: Alina, azi e rândul tău. Foarte relaxat. I-am zis: aveți că azi e rândul tău, să-i dai sandwich-ul. Și eu, foarte relaxat, i-am zis: bă, l-am uitat acasă. Pe a lui, bineînțeles. Și ea, mai relaxată ca mine, a zis: nu-i nicio problemă că îl dai pe al tău. Am fost pus la încurcătură. Am luat sandwich-ul și l-am dus la colegul meu la bancă. Și mă uitam la colega mea: vezi că îl dau, să ții minte că îl dau, că mâine e rândul tău. Și am să-i dau sandwich. Eram 2 copii conectați cu cerul. Aveam curajul să fim diferiți. I-am dat sandwich-ul, colega mea rupe sandwich-ul ei în 2. Bate cu palma în bancă și mă cheamă și zice: Alin, sandwich-ul meu îl mâncăm noi doi. A fost unul dintre cele mai bune sandwich-uri pe care le-am mâncat. În momente grele și complicate ale vieții, eu mi-am adus aminte de povestea asta. Am uitat-o complet.
Dar într-un moment greu în care aveam nevoie să resimt conectarea cu cerul, Doamne, de ce să mă mai agăț? Că nu degeaba zice Biblia, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Atunci când ai nevoie, când diavolul ți-ar spune că becul s-o stins, să mergi să spui, Doamne, mai arde flacăra mea, uite, mai am pot agăța de ceva, da. Toate momentele vieții mele, când am ales să fiu diferit, au atras binecuvântare, toate. Eu am făcut 8 ani de pian la Școala Populară de Artă. Am avut un coleg de culoare african, Citacatira Marvin Cuța, îl chema. La un moment dat, colegul ăsta meu a venit la școală și le aducea o doamnă. El era negru ca ciocolata africană, cu părul creț, african-african, și doamna care le aducea era albă, albă, căruntă și un ten alb. Și el îi spunea bunii. Și am zis, bă, eu nu mai înțeleg nimic. Tu cum îi spui bunii la asta? Că ești negru ca noaptea și ea e albă ca... Cum îi spui tu bunii la asta? Eu nu mai înțeleg. Eram undeva până în clasa 4-a. Cum îi spui tu bunii? Eram pe aceeași oră, la același profesor, la pian. Și Marvin cu lacrimi în ochi îmi povestește, tatăl meu e din statul Cutare, Zimbabwe, a venit aici, s-a încurcat cu mami, am venit eu pe lume, tate a plecat înapoi în Africa, mami s-a recăsătorit și pentru mine a început calvarul. Într-o zi când concubinul mamei mele mă bătea cu furtunul de la mașina de spălat, înainte să mă duc în clasa întâia, doamna asta a trecut prin fața porții, s-a uitat prin gard, o deschis poarta și o zis, Domnule, nu-l mai bate, dacă cresc eu. Și m-a dat. Și de atunci femeia asta mă crește. Și eu îi spun bunii. Și îmi povestea colegul meu, zici, știi care e durerea inimii mele? Te văd deseori cu tata tău. Tata meu a fost instructor auto, mă lua deseori cu el la orele de școală de șoferi. Îmi plăcea să mă duc cu el. Eram și vecin de blocuri cu băiatul ăsta. O zis, te văd de pe geam cu tatăl tău care mergeți bucuroși ca doi prieteni. Eu n-am primit de la tata nici măcar o ciocolată. Știam că trebuie să vină profesorul. Mi-era rușine. Domnul Petrescu oricum era așa miștocar din fire. Dar inima mea vibra ceva. Trebuie să fiu altfel. Marvin, ne punem amândoi pe genunchi. Eu fac o rugăciune și când eu zic amin, zici și tu amin. Și el săracu zis bine. Aveam scaunul ăla de la pian care dacă îl dădeai în dreapta cobora, dacă îl dădeai în stânga urca, era reglabil. L-am dat noi maxim jos, ne-am pus pe genunchi, amândoi ne-am pus coatele pe scaunul ăla și am zis, Doamne Iisuse, poți să faci să-i trimită tata lui Marvin o ciocolată? Te rog frumos, mă rog pentru prietenul meu, e colegul meu, poți să faci să-i trimită tata lui o ciocolată? Asta era mintea mea de copil, vreau ciocolată de la taică-su. Te rog, mulțumesc, amin. Ne ridicăm repede să nu vină profesorul. O intrat în scurte momente domnul Petrescu, începem ora de pian, am uitat ca și copil, asta a fost marțea și joi aveam pian, asta a fost marți. Joi, eu am ajuns mai devreme la ore și îl văd pe Marvin pe geam. Vine ăsta sărind într-un picior, lovea o sticlă de plastic pe post de minge, avea ghiozdanul în spate și o cutie de papuși sub braț. Intră în clasă super bucuros, deschide cutia, zice Alin, astăzi o adus-o bunii. De la poștă. De unde, Marvin? De la tata. Deschide cutia și nu o să uit cât trăiesc imaginea. În cutie era o pereche de sandale gri cu albastru. Nu le uit cât trăiesc. Sub perechea de sandale era o foaie pe care scria pentru fiul meu prea iubit, Marvin. Iar sub foaia aia, o ridica Marvin foaia și sub foaia era o ciocolată africană din aia cu alune mari. N-am mai găsit de mult. Cu alune mari. O scos-o Marvin și o zis, uite ce mi-o trimis tata. Am desfăcut-o și am mâncat una dintre cele mai bune ciocolăți din viața mea. Eu cu Marvin, doi copii de clasa 4-a, cu lacrimi în ochi, din motive diferite. Eu vibra în inima mea că eram extrem de entuziasmat că Dumnezeu mi-a ascultat o rugăciune vizibilă și Marvin săracu era extrem de entuziasmat că tăi s-o trimis o ciocolată. Am putut să-mi dau seama că în viața unui om strigă despre Iisus, pentru Iisus, către Iisus, când ai puterea să fii diferit decât toți ceilalți, se formează conexia frumoasă. Oameni buni, ascultați-mă bine, cât timp vreți să fiți omogen cu ceilalți, cât timp n-ai curajul să fii altfel, cât timp tu n-ai curajul să vorbești despre Dumnezeu, cât timp tu n-ai curajul să spui, am un Dumnezeu și-L iubesc, mă duc la biserică, când, mă rog, care-i ziua, care-i programul tău într-o zi? Și vei vedea pe cei mai mulți care spun, eu mă trezesc, mă spăl pe dinți, îmi fac freza, mai apoi mănânc
pic cu dejun cereale cu nu știu ce, după care ies un pic la plimbare, după aia mă duc până în oraș, după aia ajung și pe la școală, după aia vin seara și după aia când vin seara mănânc mâncarea mea preferată, stau și mă uit pe pereți, nu știu, și după aia ce mă pun și mă cul. Și stai și te uiți, bă, dar în toată povestea vieții tale, unde-i Dumnezeu? Când n-ai oameni, nu prea mai au curajul să-L introducă pe Dumnezeu să spună, da, eu sunt diferit în viața mea. Mă trezesc, citesc din Biblie, mă rog o jumătate de oră, plec după aia la școală, în pauza mare îmi iau Biblia și citesc, pot să le spun colegilor mei despre Dumnezeu, mă duc și vizitez un bolnav la spital, mă duc și mai fac ceva unei bătrâne, cam asta e viața mea. Unde să ăștia, mă? Pentru că întotdeauna când trăiești diferit, te conectezi cu cerul. Bartimeu înțeles asta, că el trebuie să aibă un strigăt. 2. În momentul în care vrei să te conectezi cu cerul, trebuie să strigi atenție. Bartimeu a mai înțeles că trebuie să strige ceva măreț. Și aici avem o problemă. Știți? Noi uneori strigăm. Acum, cum cântăm noi doi nedejale, nu cântă niciun popor. Cum știu românii să se jălească, ferească Domnul. Bartimeu putea să strige. Uite la un orb amărât! Un nenorocit care nu poate să-și vadă familia! Uită-te și la prăbușirea mea! Uită-te cât-s de marginalizat de societate! Na, ascultați! Când vrei să te conectezi cu cerul, nu-ți mai striga disperările. Nu te ajută. Eu zic Domnul la un moment dat la Moise, ce-s cu strigătele astea de jale? Moise, tu crezi că mă cumpără strigătele astea de jale? Ascultați inteligența lui Bartimeu. Bartimeu își face bine socoteala, trece Iisus, dar nu, cum să strig? A strigat Bartimeu unul dintre cele mai mărețe afirmații. Iisuse, fiul lui David. Mergeți în Israel și vorbiți cu un evreu despre împăratul David. Te-ai făcut prieten cu el în 5 minute. Și astăzi îl stimează pe David. M-am dus în Israel, eu am fost anul ăsta de câteva ori până să ia puce pe bolunzi ăștia de la Hamas să atace și la un moment dat când am ajuns, ne-am dus la mormântul lui David. Era unul acolo cu Kalashnikov-ul pe umăr. Păi era mitraliera agățată după el, plângea de nu mai putea la mormântul lui David și ghidul îmi traducea, împăratul nostru de suflet, tu ești cel mai mare, unde ești, avem nevoie de tine, mai fi cu noi, mai să mai fim însuflețiți de entuziasmul tău, de puterea ta, cu Kalashnikov-ul după el. Eu m-am uitat, i-am zis la ghid, bă, dacă la pucă pe ăsta pandaliile devenim istorie toți. Ce stai liniștit, tu nu vezi cum plânge? Tu nu vezi acolo ce sentimente are? Tu crezi că ăsta scoate acum Kalashnikov? Vezi de treabă! Ăsta acum și-n moaie inima, zice. Pentru că întotdeauna când spui lucruri mărețe despre Dumnezeu, inima se înmoaie. Și pe o inimă moale, nu tare, beton, vine Dumnezeu să o conecteze cu cerul. Și Bartimeu a fost atât de deștept, a zis, bă, eu nu pot să strig, vezi, Doamne, bă, uite-te la mine ce miros, m-aș da și eu cu Hugo Boss, dar n-am, fă cumva să fie bine. Nu, Bartimeu a strigat ceva extraordinar, Iisuse fiul lui David, cu alte cuvinte, Iisuse fiul de rege, Iisuse fiul de împărat, Iisuse care ești o splendoare, care ești o superbitate, care ești ceva glorios, cu alte cuvinte, ăsta era strigătul lui Bartimeu, Iisuse tu cel glorios. Păi nu e așa că dacă te uiți, ia să vezi astăzi pe prințul William, să-i vezi pe ăștia, să te duci prin America, prin Anglia, să vezi cum stau toți pe lângă el, că e fiul de rege. Să-l vezi pe rege, să-l vezi pe fiul regelui, să vezi copiii reginei, parcă toți sunt pe lângă ei. Dar Bartimeu a speculat asta și a zis, Iisuse fiul lui David, în momentul în care Hristos aude un strigăt pe cineva care iasă în relief cu ceva atât de măreț, se produce conexiunea perfectă și se oprește și stop, cineva strigă după mine impecabil. Și ăștia vin că te cheamă, serios mă cheamă, mi-a ieșit. Oameni buni, știți de ce nu se mai întâmplă conexiunea cu noi, cu cerul, cu Dumnezeu? Pentru că deseori nu mai știm să strigăm lucrurile mărețe a lui Dumnezeu. Biblia ne învață. Binecuvântați pe Domnul toate popoarele. Binecuvântați-L toate neamurile. Eram în Israel. Să nu mă judecați. De ce vă spun acum? Eram cu frați din mai multe zone a țării. Ghidul, un ofițer în armata izraeliană în rezervă la vreo 70 ceva de ani, un om extraordinar, Freddy, ne-a dus la zidul plângerii în ziua de sabat. Erau deja intrați în sabat evrei și zice,
plin la zidul plângere, full. Zice, hai să-ți arăt ceva. Îi vezi pe tinerii care stau cu degeaba. Da. Nu, urmărește-i. Zice, vezi bătrânul ăla? Era bătrânul, era așa bătrân, nu știu dacă avea 60 de ani. Uite-l, vezi, da. Uite-te la el. Ăla se duce către cașca aia de tineri. Și nu mă urmărește. Uite-te ce fac. În următoarele 5 minute țopăiau toți în jurul unei mese. Și cântau. Și țopăiau și cântau. Forma lor. Nu mă bag aici. Problema lor. Țopăiau și cântau. S-au alăturat lângă ei un grup de băieți care erau în armată, îmbrăcați, militari. S-au făcut grupul ăla mai mare. Și s-au mai alăturat alții, au făcut grupul ăla mai mare. Și cântau și răsuna acolo în fața la zidul plângerii. S-au făcut un grup mare, cântau, bă, duduia locul ăla de acolo. La un moment dat nu mai putut să se învârte în jurul torei și a mesei după ritualul lor, că erau atât de mulți că se împiedicau, dar stăteau acolo pe loc și cântau de duduia locul ăla. Și mie îmi traduce Freddy, tu ești Dumnezeul cel măreț. Noi pe tine te avem și nu ne frică de nimic. Tu ești gloria împărăției. Bă, niște expresii formidabile. Pentru mine a produs un entuziasm. Am stat să-i ascult acolo. Câțiva din ea deconectați de cer. Tu l-ai, Doamne, uite-i pe aia cum fac. Serios, mă, uite-i pe aia cum fac. Deconectatule ce ești. Uite-i pe aia cum fac. Fă și tu. Bine, mi-a spus Freddy și aici, permiteți-mi, a zis, vezi că voi ați greșit românii când le-ați dat la Iisus cetățenie română. L-ați dus în România, l-ați făcut cetățean român și vă credeți că e ca voi. Și ați greșit maxim. Nu uitați, Iisus evreu, s-a născut evreu, rămâne. O zis, nu-i mai dați voi cetățenie română. Nu-l mai duceți voi în România și îl băgați acolo în zonele voastre și ziceți că așa e Iisus. Greșiți. Și spuneți cu viața, prin tot ce sunteți, spuneți cu viața, Dumnezeu e mare. Dumnezeu e superb, Dumnezeu e glorios. Spune asta colegilor tăi. Spune-le exact ce a spus la un moment dat, exact ce a spus, Bartimeu. Iisuse, fiul lui David, tu ești fiul de rege. Tu ești fiul de rege. Cântă cu viața. Arată splendoarea lui Dumnezeu. Du-te la tine în clasă, adună-ți toți colegii. Înseamnă că atunci ești diferită. Ești diferit, înseamnă că atunci viața ta strigă. Adună-ți toți colegii, bă, vreau să vă spun ceva. Fiți atenți aici. Nu știu dacă voi l-ați simțit pe Iisus al meu, eu vreau să fac o rugăciune pentru voi. Și spuneți în rugăciunea voastră, Iisus al meu, prieten scump, te rog din toată inima să iei și pe colegii mei în brațe, le tale că tu ești cel glorios. Folosiți cuvintele astea al Bibliei și ale Scripturii formidabile. Vorbiți despre măreția lui Dumnezeu. O, cât de deconectați oamenii. Pentru că nu mai vorbesc despre gloria lui Dumnezeu, despre superbitatea lui Dumnezeu. Uitați-vă la noi. Acum noi avem poeți români extraordinari, formidabili, care au compus într-un mod extraordinar. Fratele Ioanid, fratele Traian Dors, frate, eu cânt cântări a fraților și le spun prin predici, le iubesc. Dar mai avem la un moment dat niște cântări care mă duc pe vânt, mă duc pe ploi, în cer, până la tatăl meu în cer, de-o fi vreme, de-o fi... Bă, pierdem vremea. Când trebuie să spunem de superbitatea lui Dumnezeu, ce Dumnezeu mare avem, ce Dumnezeu glorios avem. Am fost la mormântarea Anei, fata lovită frontal de un om care a ieșit pe contrasens. Am trăit o lecție extraordinară. Fata care cu viața ei a avut curajul să strige despre superbitatea lui Dumnezeu până în ultima clipă. Viața e scurtă, ne ducem mai repede decât ne așteptăm. La 25 de ani pe tine să faci o evangelizare de dudii orașul. Ascultați-mă bine, cât îți dă Dumnezeu viață și zile, conectează-te cu cerul, ieși din relief cu toate lucrurile bune și strigând măreția lui Dumnezeu. Vine înainte de mormântare o fată, n-arăta ea apocăită de-a noastră, dar inima ei vibra, ochii erau plini de lacrimi. O zi și spune la păstor, mă lăsa să zic și eu de o trei vorbe la mormântarea colegii mele. Și păstorul tot așa a studiat-o din cap până în picioare și a zis, frate, mormântare, las-o, eu tai din predică, te rog, eu las-o. La final de tot, înainte să iese frații din biserică, este o colegă aici care vrea să zică ceva. Vine colega asta, s-a dus așa deoparte lângă sicriu, s-a uitat în ochii noștri și a zis, eu sunt colega Anei. Ana,
joi am plinit 21 de ani, vineri la ora 6 a avut accidentul și a murit. O venit în sala de lectură, făcea a doua facultate, o luat 9 la un examen și vrea să-și mărească nota. Și colega i-a luat în brațe și a zis, Ana, azi e ziua ta. Eu vreau să te scol la restaurant. Știa că face parte într-o familie cu 13 copii, că n-are bani de restaurant. Ana, eu fac astăzi cinste. Și a zis, Ana, când vrei tu, numai nu astăzi. De ce? Pentru că eu astăzi sunt în post. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei 21 de ani pe care mi-au dat. Și îl rog pe Dumnezeu să-mi dea putere să mai fac pentru el. După un moment de tăcere, spunea colega ei, zice, la un moment dat, viața Anei strigă din nou. Tot timpul ești în relief, Ana. Auzi, draga mea, atât de rău îmi pare că până astăzi n-am făcut mai mult pentru Dumnezeu. Și spune la un moment dat colega ei, bă, Ana, tu ai luat o razna, mai mult, bă, ce tu iubești pe toți. Tu iei pe toți în brațe, tu împarți cu toți. Ea intra în sală și saluta cu pacea Domnului. Și la un moment dat ăștia îi spuneau, pacea, Ana, să fie cu tine, pe colegi, pe profesori, le spunea profesorilor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ana, când intra în sala de curs, așa saluta, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. O fetiță slăbuță, 45 de chile cută cu haine. M-am întâlnit cu ea cu 2 săptămâni înainte de mormântare și a zis, frate Alin, când mai veniți la noi la biserică? Eram extrem de prinși și ocupat și am zis, Ana, promit, vin la nunta ta. Și-a zis către mine, frate Alin, poate veni și mai devreme. Și-am fost la mormântare ei. Și-a zis colega ei, dar cum să fii, ce să faci mai mult, că tu ai făcut pentru Dumnezeu? Și-a zis, da, dar ar fi trebuit să fac mai mult până astăzi. În joia aia, când o pleca din sala de lectură, s-a dus la spital să viziteze un amărât. Un amărât de 16 ani, fără nimeni. Bolnav de cancer în metastază. Banii ei o cumpăra niște fructe, niște suc natural, s-o dus și l-o dus. Nu-l căuta nimeni pe băiatul ăla. Ultima vizită a cuiva din exterior a fost a Anei. Ana a fost înmormântată duminică. Băiatul ăla a murit luni dimineața. Și am înțeles în viață că rămâne o mireazmă perfectă, o conexie cu Dumnezeu și cu cerul. Și după moartea o sfinților, atunci când omul are curajul să strige gloria și măreția lui Dumnezeu. Prin tot ce fac eu, prin tot ce faceți voi. Ești pe stradă, te duci acasă, prin comportamentul tău frumos, să strigi gloria și măreția lui Dumnezeu. Te conectezi cu cerul. Când te pui pe genunchi, după ce strigi gloria și măreția lui Dumnezeu, simți conexia. Deconectații vin și zic, stai în rugăciune să vezi ce simți după jumătate de oră. Da, dar eu vin și spun, conectează-te cu cerul să vezi ce simți în primele 10 secunde. Dar mai ai curajul să strigi ceva măreț? Mai ai curajul să mai strigi ceva glorios? Mai ai curajul să spui, tu ești fiul de rege, tu ești marele împărat, eu-s copilul tău. Trăiesc ca și un copil de rege. Ești pe stradă să te vadă oamenii și să spună, asta e fică de rege. Eu nu predic Evanghelia textilă. Nu mă uit neapărat cum se îmbracă oamenii. Îi apreciez pe cei decenți și cum trebuie. Dar unii sunt de-a dreptul dezastre planetare. Eram într-un mall cu un coleg de-a nostru, frate păstor, și ne strigă două fete. Frate Alin, frate, îl strigă și pe la frate. Bune, când ne uităm cu frate, vreau să vedem o soră. Două pițiponce. Bă, ne-am șocat. Bă, ce? Ne bucurăm, vă ascultăm, noi suntem, vai, veniți un bă, stai, ho, ia distanță, ce-i cu tine? Bă, mine era groază, cum să stăm să povestim? Am zis, bă, dar cum ți-ai permis să strigi, frate? Mi-am dat seama ce înșelăciune a diavolului, că îți dă numai cablu, îți arată unei priza, dar nu te pune să prinzi becul. Să stai, de fapt, deconectat și să ai impresia că tu ești conectat. Dacă când strigi măreția lui Dumnezeu cu viața, cu tot ce ești. Și ascultați-mă în final, ca să rămâi conectat, știți ce e important? După ce ieși în relief,
strigi măreția și gloria lui Dumnezeu, vorbești despre splendoarea lui Dumnezeu. Ia faceți din asta un trend al vieții. Vorbiți despre gloria lui Dumnezeu în fiecare zi. În al treilea rând, țineți cont, nu vă opriți. Nu vă opriți. În momentul în care te-ai oprit, te-ai deconectat. Când ai scos cablul din priză, s-a oprit becul. Nu există să mai ardă. Nu există. Când te-ai oprit din a trăi diferit, când te-ai oprit din a aduce gloria lui Dumnezeu în viața ta și în fața altor, te-ai deconectat. Indiscutabil. Ăștia au venit și au zis, bă, îți dăm o mamă de bătaie de te duc ăștia cu smurdu. Taci din gură. Și ăsta au zis, băi, eu am prins o conexie. Păi, abar n-aveți ce rezultate are conexia asta. Vă credeți că eu tac? Bă, te batem de numai... Bă, poți să faci ce vrei. Tu crezi că eu când prind conexia asta, eu tac? Și ăsta zice Biblia și remarca Bibliei formidabilă. Bartimeu a început să strige și mai tare. Bartimeu, bă, nu pierd conexiunea asta pentru nimeni și nimic în lumea asta. Nu pierd. Și strigă mai tare. Când te-ai oprit, ai pierdut conexia. O, ascultați-mă, cuvântul îndeajuns nu-i biblic. Niciodată nu-i de ajuns. Tot timpul trebuie mai mult, mai mult. Și ascultați exprimarea Bibliei, să tot rămân scriptural aici, să nu mă atace careva. Din putere în putere. Mai mult și mai mult și mai mult. Nu vă opriți. Stați la câte o întâlnire de tinerie, Dumnezeu resuscitează inima, vibrează sentimentele. Bă, o să fiu altfel. Pleci afară, după 2-3 zile, parcă revii la forma inițială. Nu, ascultă-mă, nu te opri din simțămintele frumoase. Nu te opri din a vorbi despre gloria lui Dumnezeu. Pierzi conexiunea. Ia auziți, Petru, în închisoare, conectat cu Dumnezeu. Ăsta mai cânta, Pavel cu Sila cântau, Petru, la un moment dat își exprima bucuria și faptul că Dumnezeu e măreț. Vine îngerul în toiul în nopții și dă un cot. Una din traduceri zice, îngerul ghiontește pe Petru. Petre, hai! Cine ești tu? Conexia lui Dumnezeu. Eu fac conexiunea între tine și Dumnezeu. Hai! Unde? Afară din închisoare. Pentru că ești conectat cu Dumnezeu și când ești conectat cu Dumnezeu, Dumnezeu îți arată măreția Lui. Îți arată cum se aprinde gloria lui Dumnezeu, cum se aprinde puterea lui Dumnezeu, cum se aprind intervențiile lui Dumnezeu. De aia vă spuneam că e nevoie atunci când ești conectat, se vede, se simte, nu-i poveste, e ceva care e palpabil, povestibil în fiecare zi. Și zice, hai, uite, Petre, tu ești conectat cu cerul, Dumnezeu m-a trimis lângă tine, eu fac conexia, hai afară să vezi ce beneficiu are conectarea cu Dumnezeu. Ascultați-mă, permiteți imaginația mele, da? Petru, când l-au băgat ea în închisoare. Nu l-au băgat, poftiți, domnul Petru, că dumneavoastră sunteți mai de treabă. Hai, poftiți aici. Eu dat o mamă de bătaie și pe aia l-au băgat. Or pus și prima strajă să-l supravegheze. Și cu mâinile lanțuri. Mi-am imaginat eu pe Petru când o zis, îngerule, dă-le în col de conexiuni. Lasă-mă tu cu conexia ta cu cerul, nu cumva să cadă lanțurile. Că se trezesc ăștia și mă bat iară. Puf, cad lanțurile. Petre! Când conexiunea cu Dumnezeu rămâne, umanul nu mai are putere. Băi, tu mai crezi în ceva supranatural? Eu v-am zis că sunt penticostal. Eu cred. Eu cred în supranaturalul lui Dumnezeu. Și poate vă zic câteva în a doua parte. Păi tu crezi că Dumnezeu e mai... Tu ești conectat cu regele Universului, Petre. Tu nu ești conectat cu unul care are pile până închisoare. Tu ești conectat cu regele Universului. Cad lanțurile! Noi, luați voi niște lanțuri și dați cu ele de pământ la urechile cuiva. Să vezi cum se trezește. Aia dorm buștean. M-am imaginat pe Petru. Bă, te rog eu să nu se trezească aia. Îngerul, mă, bă, tu nu știi ce conexie ai? Tu nu știi ce conexie ai? Putea Petru să zică, bă, te rog eu, pleacă, lasă-mă aici, te rog eu. Dar Petru nu s-a oprit. Totuși, o mers înainte. Zice Biblia că ajung la cea de-a doua strajă. Dacă Petru nu rămânea în conexia cu Dumnezeu, nu ieșea afară și zicea, bă, de straja asta nu trec. Ăștia m-au bătut mai tare, hai înapoi. Îngerule, du-te de unde ai venit, rămâi tu cu conexiile tale, eu mă duc înapoi, îmi iau lanțurile pe mâini și stau cu mințel. Că nu mai vreau să iau bătă, lasă-mă în confortul meu. Petru nu s-a oprit. Simțea că lângă el nu e oricine. E ceva divin. Se duce mai departe. Și zice Biblia, au trecut și cea de-a doua strajă. Pentru că conexia cu Dumnezeu te ajută să treci obstacole peste obstacole. Impedimente peste impedimente. No, bine, ajung în fața ușii de fier. Surpriză. Îngerule, până aici a fost.
Eu mă întorc înapoi, când se trântește ușa aia de fier, ăștia mă bat, tu pleci, nu împărțim bătaia, tu pleci relaxat, eu iau, stau singur să iau bătaia, mă duc înapoi. Nu. Petru a rămas acolo. Îngerule, se poate și asta? Păi bă, unde e conexiunea lui Dumnezeu? Ce să nu se poate? Eu am crescut într-un bloc comunist. Până să apară termopanele, aveam ușe din aia de fier, de metal. Aveam o vecină la etajul, la parter, eu stăteam la etajul 4, eram slim fit, aveam de urcat și de coborât. La un moment dat, când se trântea ușa aia, noi am făcut viața grea la tante Lenuța, ea ne-a făcut-o nouă. Când se trântea ușa aia, ea dormea somnul de frumusețe la amiază, când se trântea ușa aia, o trezeam din toate somnurile ei. Noi ca și copii, era arcul ăla care când trântea ușa, noi ca și copii intram în scară și nu mai stăteam noi să ne gândim la ușă, eram deja pe la etajul 1 și când auzeam toată, bong, auzeam, deja până nici nu ajungeam bine la etajul 2, că tante Lunț era deja în ușă. Care sunteți, mă? Mi-am imaginat eu ușa de fier, Petru în fața ușii, mi-am imaginat-o pe tante Lunț. Băi, n-ai cu slavă Dumnezeu că veni termopanele, după aia și-a fost mai pe silent. Nu, Petre, cum o facem pe asta? Petre, tu ai venit până aici că te-ai conectat cu cerul. Privește și ține minte. Ascultați. Petru a fost primul care a văzut ușile de la OMV care se deschid singure. Zice Biblia așa, ușa de fier s-a deschis fără de ajutorul vreunei mâini omenești. Uite, Petre, cam așa e viitorul. Voi puteți să mai credeți că Dumnezeu mai poate să deschidă uși? Care oamenii nu le pot deschide? Bă, nu vă opriți. Stați conectați cu cerul. Nu vă opriți. Când te-ai oprit din conexia aia perfectă a cerului, ușile nu se mai deschid. Nu mai trăiești biruințe. Stai cu lanțurile pe mâini. Nu mai treci de diferite obstacole. Dar în momentul în care tu rămâi conectat, viața ta strigă, Dumnezeul meu e mare, viața ta iasă în relief cu toate lucrurile bune, ești diferit, ești diferit, ești altfel. Îl auzi în momentele grele pe Iisus care spune, cheamă-L, vreau să-i arăt ce beneficii are conexiunea. Vă invit să vă ridicați în picioare. Și în dimineața aceasta sunteți aici tineri care trebuie să vă conectați cu Dumnezeu. Trebuie să înțelegeți că viața trebuie să fie diferită. Eu am o cântare dragă inimii mele care vreau să o cânt și cu voi. Naomi, Adrian, haideți să ajutați. Și ascultați. Cântarea asta, dragă inimii mele, spune așa. Învață-mă să-mi făptuiesc o, Doamne, voia Ta mereu. Auziți conexiune. Să nu pot altfel să trăiesc de-ar fi să piară trupul meu. Auzi, nu, ascultă aici, conexiune perfectă. Voia Ta. Bă, da, dacă o pun un pic pe a mea, să pune? Nu. Voia Ta, Doamne, eu trebuie întotdeauna să rămân conectat cu Tine. Spune lui Dumnezeu în cântarea asta, fă o rugăciune a vieții Tale și spune-i, Doamne, ajută-mă să rămân mereu conectat, făcând doar voia Ta.